iHunt continuă să ne prezinte modele de telefoane rezistente, însă fiecare aduce o serie de noutăți și nu putem spune că seamănă între ele. Modelul acesta se remarcă în mod clar printr-o caracteristică inedită, este un telefon mobil cu căști wireless integrate. În plus, un design diferit și sparge oarecum tiparele. Este un iHunt Fit Runner 4G, telefon rezistent ce ascunde în carcasă o pereche de căști fără fir. Asta înseamnă că le ai mereu lângă tine, nu mai este necesară o cutiuță pentru încărcare și nici alte cabluri. Se încarcă în momentul în care le-ai introdus în telefon, sunt protejate contra apei, destul de mici, ușoare, comode și suportă inclusiv comenzi tactile. Cum le-ai scos din telefon, se conectează rapid și automat. Calitatea audio nu este una de top, însă, în mod surprinzător, pot spune că se aud destul de bine. Adică au și volum, bas, dar și înalte. Chiar și telefonul stă bine la capitolul audio, adică are două difuzoare stereo amplasate frontal și de departe cred că acesta este cel mai bun sunet al unui telefon iHunt. Te-ai întrebat vreodată ce au casă în comun? La întâi ce? Posibil. Momente cu cei dragi? Probabil. Internet și TV de la Digi? Cu siguranță. Faceți cadourile de Crăciun să reflecte legăturile voastre speciale. Spatele telefonului nu mai este acoperit de o simplă bucată din cauciuc. Apare o zonă ce seamănă cu sticla, dar este un plastic lucios care oferă telefonului un aspect mai premium și mai modern. Unele inserții ce imită carbonul, plăcuțe metalice pe laterale, multe butoane pentru comenzi rapide, un sistem de operare Android 12 care vine cu o serie de setări și opțiuni în plus. Telefonul este în continuare rezistent la apă, praf, șocuri și bateria de mare capacitate. Este un telefon rezistent mai elegant. Cutia și ea plină de accesorii, întâlnim chiar și o folie din sticlă, o curea ce poate fi atașată telefonului, un cablu de date, manual de utilizare pentru căști și alte accesorii utile. Un 4G cu Android 12 și procesor cu 8 nuclee de la MediaTek, un Helio G35 cu toate nucleele de tip Cortex A53. Performanțe medii, dar nu este un terminal construit pentru cele mai mari performanțe. 6 GB de RAM, 128 de stocare, 3 camere foto și baterie de 6600 mAh, ce a reușit peste 12 ore în testul dedicat bateriei. Ecranul pe care îl vedeți nu are o diagonală prea mare. Este chiar micuță dacă ne raportăm la standardele actuale. Un IPS LCD de 5,55 și rezoluție HD+, 295 pixeli per inch. Acest panou este unul decent, cu luminozitate destul de ok, setări multiple prin meniu, răspuns bun la atingeri, contrast ok și el, culori nu foarte saturate. Să spunem că este un display corect pentru acest preț, de apreciat că este ușor îngropat în carcasă și scade riscul unor evenimente mai puțin dorite.
Precizam anterior despre interfața sistemului de operare, una ceva mai bogată în opțiuni și setări, o veste bună pentru cei ce nu preferă un Android mai sărac în customizări. Am întâlnit o serie de teme ce pot fi activate, comenzi rapide prin intermediul butoanelor multiple, posibilitatea de captură foto sau video sub apă, dublă atingere pentru deblocare, radio FM ce funcționează fără căști cu fir, folderul cu aplicații destinate telefoanelor rezistente, navigare prin gesturi, multiple comenzi ce pot fi asociate senzorului de amprentă și așa mai departe, un Android 12 ce a căpătat mai multă grijă. Cât de bine rulează acest telefon? Păi cam cât îi permite procesorul cu 8 nuclee, Helio G35, ajutat de 6 GB memorie RAM. Adică decent spre bine, fără să ne impresioneze. Încă o dată trebuie să ținem cont și de preț și de faptul că este un terminal inedit prin căștile fără fir integrate. Aplicațiile uzuale rulează bine, YouTube în Full HD 60p fără probleme, streaming video fluent, navigare în browser bună, per total un telefon cu care îți faci treaba și o faci mai ales în situațiile în care nu te ajută unul clasic. Întoarcem telefonul și imediat observăm două camere foto, 12 megapixel Sony și 13 megapixel Samsung de tip ultra-wide. O aplicație cu mai multe setări în comparație cu cea obișnuită MediaTek, rezultatele sunt conform așteptărilor pentru camere de 12 și 13 megapixel. Reușesc să surprindă detalii bunicele, oferă posibilitatea utilizatorului să joace cu filtre sau cu un mod profesional. Filmarea urcă până la Full HD, culorile sunt reproduse destul de bine, nu sunt spălăcite sau șterse. Captură foto-video sub apă și încă o dată precizez că sunt camere instalate pe un telefon outdoor, unul diferit în comparație cu cele obișnuite. iHunt Fit Runner 4G, telefon rezistent, diferit față de altele din această categorie. Mai elegant, mai bine finisat, căști fără fir incluse, ce oferă audiție ok, difuzoare stereo, telefon ce stă bine la capitolul audio, baterie rezistentă și un Android 12 mai bine lucrat.